Biserica nu e ce mai propun. Respect, respect, Gore. Bun. Mai avem un telefon. Alo, aici așa e. Hai, da. Asta așa e. Alo. Bună seara. Bună seara. Vreau o întrebare pentru Gore. Da, doamnă. Am auzit că are două nevete. Este adevărat că una dintre ele este țigancă? Ce? Dacă este țigancă, nevastă ta. Da, bineînțeles. Dar care? Care dintre ele? Am auzit că are o țigancă, Aurora. Este adevărat? Da, bineînțeles, am da. Mai multe neveste. Păi două ai spus, nu? Da, mai multe de două. Bun, dar care e problema? Nu, am auzit la tezor care două și pe care dintre ele iubește mai mult? Opa! Pe care îmi va arăta Domnul. A. Și deci este adevărat că una se cheamă Aurora, așa-i? Da, bineînțeles. Bun, mai aveți și altceva? Nu, atât am vrut să știu. Bine, mulțumim. Mulțumim. Cine e Aurora? Exact. Una exact, care este o problemă mai veche. Exact, exact ca și la emisiunile din campania electorală. Îi rog pe telespectatori să păstreze o anume decență, pot să întrebe ce vor. Oricum, mie mi se pare una de curaj să apară cineva și să răspundă tuturor întrebărilor. Am avut oameni aici la masa aceasta în timpul emisiunii care... În momentul în care venea focul încrucișat, deci veneau telefoane, veneau mesaje, la un moment dat au luat și au... aveau probleme cu telefonul, cu telefonul și ziceau, domnule, dar ce emisiune asta, domnule, zice, dar vin și telefoane și așa. Deci cred că e o emisiune pentru oameni curajos care pot să spună. Și eu zic că nu de asta l-a invitat să răspundă dacă și-a reglat contul ăsta, nu, decât să... Corect. Să